Încă de la începuturile sale, Alfa Omega TV a avut o preocupare specială față de promovarea alternativei creaționiste atât în școlile din România, cât și în societatea civilă românească. La începutul anilor 2000, eforturile organizației s-au concentrat pe traducerea de filme și documentare ce susțineau abordarea creaționistă, iar începând cu 2005, acest lucru s-a concretizat prin organizarea unor conferințe tematice la care participau oameni de știință și cadre didactice. Aproape anual am avut acest șir de conferințe sub genericul Verdictul Științei Creație. Le-am difuzat pe diverse canale de televiziune, mai târziu și pe canalul Alfa Omega TV. Însă a avut ca scop, așa după cum spune și numele, acela de a dărâma un mit, faptul că știința nu este compatibilă cu creaționismul. În mentalul nostru, când spui științific, înseamnă ceva legat de evoluționism, de Darwin, iar când spui creaționism, lucrul acesta are o conotație mistică și chiar prin titlul acestui șir de conferințe am vrut să spunem, da, știința dovedește prin tot ceea ce face, prin tot ceea ce descoperă și ne expune, faptul că Dumnezeu a creat lumea în întreaga complexitate, cosmos, univers, corp uman, pământ și tot ceea ce este pe pământ. În paralel, tot în urmă cu 10 ani, am început și producția unei serii de emisiuni cu același titlu, Verdictul Științei Creație. Cred că am produs, pe parcursul anilor, aproape 80 de emisiuni de jumătate de oră, având interlocutori totul special în zona creaționismului. Aceste emisiuni le-am difuzat și le difuzăm în continuare pe canalul Alfa Omega TV. Sunt difuzate de diverse stații comerciale din România și chiar de câteva stații internaționale în Anglia și în Statele Unite ale Americii. Se poate seria cu cel mai mare impact este realizată aproape în întregime în engleză, cu câteva excepții. Even evolutionists had to come to the conclusion that there should be someone somewhere who was the first. So folks rather believe God who was there than evolutionists who weren't just nowhere. In believing that the story of the biblical account of Adam is true. Îmi aduc aminte, în urmă cu 10 ani am organizat prima conferință bazată pe câteva expuneri unor invitați din străinătate și conferința care s-a încheiat cu o masă rotundă au fost dascăli, profesori implicați aici în România în sistemul educațional, în special din mediul evanghelic. Tot în acea perioadă s-a sesizat nevoia care exista în școlile din România de a avea resurse care să promoveze creaționismul ca anexă curriculară, ca alternativă la interpretarea evoluționistă. Clasa a noua are și elemente de genetică. Insist foarte mult la genetică pe stabilitatea speciilor. Odată create, au rămas definitiv și sunt și astăzi. Clasa a 10-a, elemente de fiziologie, funcționarea organelor, acum nu numai la om, ci la toată creația. Și în această idee, noi chiar am produs o serie de vreo 30 de emisiuni sub genericul de tip teleșcoală, emisiuni sub genericul Ora de Biologie. A fost alături de noi o inimoasă realizatoare care a fost sufletul acestei serii, sora Maria Popa, care chiar dacă la anii de pensie a avut pe inimă să se implice atât în realizarea acestor emisiuni, cât și în tipărirea, publicarea unor manuale alternative pentru clasele de liceu. Deci a fost o lucrare grozavă, pentru că eram după un insucces. Sigur că pentru mine erau și emoții. Nu eram numai în fața elevilor, ci eram și în fața televiziunii. Eu nu mai participasem la asemenea înregistrări în viața mea și erau lucruri noi. Deci eu la un moment dat uitam că se filmează și eram naturală. Dacă n-ar fi exactitate, atunci foarte bine dintr-o celulă ar putea rezulta o celulă musculară, în același timp celulele ar fi un haos. Nici nu vreau să mă gândesc la acest haos, ci vreau să-L aud pe Dumnezeu pentru isprăvnicia acestei ordini.
a cărui suveran este. Totodată, prin intermediul librăriei Alfa Omega TV, sunt prezentate o serie de resurse științifice creaționiste, cărți, broșuri și documentare. În ultimii ani, această preocupare a organizației de media Alfa Omega a culminat cu organizarea unor campanii multimedia derulate anual, tot sub genericul Verdictul Științei Creație. Prin intermediul acestora, românii au șansa să-L recunoască pe Dumnezeu ca fiind creatorul Universului. În aceste săptămâni, de luni până duminică, în fiecare zi, difuzăm programe de creaționism preluate, traduse din întreaga lume, de la diversi producători care promovează astfel de resurse. Sunt și emisiuni ale noastre, dezbatere ale noastre pe care le promovăm. A creat Dumnezeu lumea? A păcătuit știința? A evoluat Universul? Află adevărul despre evoluționism și misterele istoriei. Descoperă dovezi științifice care atestă actul creației. Avem trei mari scopuri cu această campanie. Încercăm să ajutăm în primul rând pe credincioși, pe cei care sunt creștini, să-și înțeleagă mai bine Dumnezeul, să înțeleagă faptul că există două surse majore de informație despre Dumnezeu. Una este revelația directă prin Scriptură, cealaltă este revelația din realitatea din jurul nostru, din Univers. Este un pasaj în Roman care spune foarte clar că atributele lui Dumnezeu sunt arătate foarte clar în Universul din jurul nostru. Acesta este o sursă de informații despre Dumnezeu pe care încercăm să o prezentăm credincioșilor pentru ca ei să-L cunoască mai bine despre Dumnezeu, să-și dea seama cât de mare este, cât de complexe sunt lucrurile pe care El a creat. Un al doilea lucru care încercăm să-L realizăm tot pentru cei care cred este să-și înțeleagă mai bine credința, să-și o justifice mai bine științific, pentru că dacă Dumnezeu este creator și este rațional, El nu vine în contradicție cu știința, pentru că știința este încercarea omului de a înțelege realitatea. Dacă Dumnezeu a creat realitatea, este foarte normal să nu existe contradicții între Dumnezeu și realitatea pe care a creat-o. De aceea, un al doilea obiectiv este ca creștinii să înțeleagă mai bine știința și să poată să o explice mai bine lucrurile pe care Dumnezeu le-a creat pentru cei din afară. Al treilea mare scop este să încercăm să stârnim curiozitatea pentru cei care nu cred. Sunt atei sau necredincioși sau credincioși nepracticanți pe care încercăm să-i provocăm să înțeleagă și să vadă însușirile lui Dumnezeu din Universul și din realitățile pe care El le-a creat în jur și sperăm ca prin aceste mici înțelegeri, prin aceste mici frânturi de informații despre Dumnezeu extrase din creație, El să se apropie Dumnezeu, să-L cunoască pe Dumnezeu ca și salvator personal. În timp ce mă uitam la televizor, într-o seară am descoperit postul de televiziune Alfa și Omega din întâmplare și am auzit pentru prima oară o predică, am auzit cântări. Predicile mi-au plăcut foarte mult, am ascultat pentru prima oară o predică care combătea teoria evoluționistă și spunea că omul nu este la întâmplare, creația nu este la întâmplare și lucrurile nu au venit din întâmplare, toate s-au așezat într-un loc și așa a fost creat omul, ci le-a creat un Dumnezeu, le-a creat cineva, ca și orice lucru care are un fabricator, așa și omul are pe cineva care l-a creat și care se pricepe de minune la creația lui și care știe cel mai bine cum funcționează creația lui. Cred că Dumnezeu a folosit postul de televiziune Alfa și Omega pentru transformarea și pentru schimbarea vieții și minții mele și chiar dacă nu mi-aduc aminte numele emisiunilor și numele oamenilor care au vorbit, mi-aduc aminte că Dumnezeu mi-a vorbit prin acei oameni și mi-aduc aminte exact cuvintele pe care Dumnezeu mi le-a spus. Din noiembrie 2015, alături de campaniile multimedia anuale de creaționism, Alfa Omega TV a lansat și numere speciale ale revistei Alfa Omega TV Magazine despre știință și credință. Revistele își propun să arate că între cele două nu există un conflict, ci știința confirmă existența lui Dumnezeu. Am avut privilegiul să contribui cu un articol la revista televiziune Alfa și Omega despre știință și credința creștină. M-am bucurat foarte mult pentru că toată viața m-a preocupat relația dintre știință și credință și toată viața am văzut cum cele două nu se ciocnesc, ci dimpotrivă se completează. Totdeauna știința m-a ajutat în a înțelege mai bine pe Dumnezeu. După decenii de educație ateistă sub comunism și după 25 de ani în capitalismul supraviețuirii celor mai puternici, Alfa Omega TV își propune să fie în continuare o voce creștină ce susține existența lui Dumnezeu Creatorul. Într-o Românie
care este presată oarecum de dimensiunea seculară, care se integrează într-o Europa tot mai materialistă, cred că trebuie să fie și o voce care să spună, da, Dumnezeu a creat lumea.